PEACSA Prioritară 5, dezvoltarea durabilă și promovarea turismului pe cele două domenii majore de intervenție, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului și modernizarea infrastructurii de turism, Dâmbovița a semnat 4 proiecte, unul pentru Târgoviște, 2 pentru Potloci și unul pentru Pucioasa. La Târgoviște, cu bani europeni, se va ridica unul dintre cele mai mari complexe de natație din țară, cu o valoare de 90 de milioane de lei, din care 33 contribuție europeană nerambursabilă. Complexul va înlocui actuala bază Crizantema. Contractul de finanțare a fost semnat în luna aprilie de ministrul turismului Elena Udrea. Mă bucur că particip la semnarea unui contract de finanțare pentru un proiect de turism. Nu sunt dese ocaziile, pentru că AXA, referitoare la turism, este una cu o alocare nu foarte mare, iar pe de altă parte, turismul este, din punctul meu de vedere, un domeniu prioritar și în viitoarea alocare bugetară pentru 2014-2020 mă voi strădui ca investițiile în turism să fie mai bine reprezentate în total buget din fonduri europene. La Potloci se va restaura Biserica Sfântul Dumitru și Palatul Brâncovenesc. Pentru ambele proiecte, Uniunea Europeană ne sprijină cu 34 de milioane de lei. La semnarea contractului de finanțare, în luna martie, a fost prezent și primul ministru Emil Boc. Astăzi, cu semnarea acestui contract, depășim pragul de 12 miliarde de euro contracte semnate și care intră în implementare. O sumă considerabilă va ajunge și la Pucioasa, 29 de milioane de lei, cu care se vor reface drumuri de interes local din stațiunea turistică. În total, aproape 100 de milioane pentru turismul dâmbovițean, atrași prin programul operațional regional.